Pe scurt, așa, când ne spuneți. Deci am avut sâmbătă seara cel mai frumos eveniment din viața noastră. A fost o nuntă deosebită, alături de niște prieteni minunați, de o familie minunată, de o mireasă deosebită. A fost cel mai frumos eveniment din viața mea, care mi-a fost dat să trăiesc până acum. După care, dimineața am noptat la restaurantul în care s-a petrecut evenimentul. Am avut o cameră acolo, am dormit acolo și dimineața am venit acasă cu soția mea și am lăsat banii în casă. Ne-am schimbat să mergem la continuare anunți. Noi aici la țară așa organizăm, se organizează încă o petrecere în care schimbăm apropiații, schimbăm prietenii și ne distrăm până cât ne țin picioare, cât mai putem. Ei bine, în timpul acesta, eu am mai fost toată până acasă, a fost tot o regulă, am fost să iau niște scaune pentru colegii mei, că eu sunt muzicant și au cântat colegii mei la nuntă și aveau nevoie de niște scaune, care căminul cultural nu dispune de scaune, avem mai niște bănci. Am intrat acasă, era tot ok, asta a fost pe la ora 3. Ei, seara, în jurul orelor 8:30, 20:30, nevastă mea și cumnatul meu au zis că merg să-mi ducă mașina acasă, pentru că eu început să se beau, sunt 150 de metri de casa mea până la cămin. Nu e distanță, e distanță relativ mică, puteam veni pe jos. Vă dați seama, am consumat băuturile acolo, ce n-avea rost să mai conduc mașina. Și mi s-a părut ok. În momentul când ei au ajuns acasă, nevastă mea a deschis poarta, cumnatul meu era pe pod, a sesizat că intră deschisă ușa de la hol. Și așa am descoperit că ne-au fost furat banii din casă. Cât bani? Banii au fost în jur de 140.000 de lei. 1.400.000 de bani vechi. E pagubă mare, ați apucat să plătiți? Păi tocmai asta este problema. Din câte știți, localurile și astea nu acceptă sume cash mai mari de 10.000 de lei. Deci plățile se fac prin bancă. Deci ați rămas și cu datoriile după nuntă și cu neachitate și... Bineînțeles, bineînțeles. Dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și am rezolvat cumva, da? Rămâne să plătim în continuare. Asta este. Ce-mi doresc acum? Îmi doresc să se facă dreptate și nu mi se pare normal în secolul 21, în localitatea asta, sunt o groază de case sparte. Deci nu vreau să denigrez pe nimeni, nu am. Poliția, sunt convins că își face datoria cum poate. E chestia că se lucrează foarte profesionist. Hoții nu mai sunt ce au fost odată. Folosesc... Credeți că ați fost urmărit? Bineînțeles. Deci nu are cum. Am fost filați, garantat. Un plan de ăsta să nu lași nicio urmă, n-ai cum să-l faci într-un jumătate de oră duminică. Hai să mergem. Să mergem să furăm o casă și să nu lași nicio urmă. Nu. N-am niciun fel de dubiu în privința asta. V-ați fi gândit că duminica o să vă prădese cineva? Adică soția spunea că ați luat niște minime măsuri, ați ascuns într-un dulap, da? Normal, pentru că eram la 100 de metri de casă. Eram foarte aproape și duminica, mai este lume pe stradă, mai sunt oameni. Ziua în amiază mare, nici prin cap. Vă dați seama că dacă mă gândeam, mă gândeam că am dușman sau așa ceva, luam măsurile de rigoare. Dar nu mi se pare... Bănuiți pe cineva anume? Nu pot să spun că bănuiesc, pentru că nu am nicio dovadă. Nu am nicio dovadă. N-am bănuit. Practic, de în loc de luna de miere, în loc să mergeți fericiți în luna de miere, acum stați după să căutați... Căutăm făptașul și muncim să ne plătim datorii. Numele dumneavoastră, vă rugăm. Țârc Dan Vasile. S-a intrat de pe stradă de aici, aici este o stradă, ați văzut. Este o stradă, au sărit gardul ăsta sau a sărit, nu știu cât sunt, cât au fost. Au sărit gardul ăsta, după care, pe lângă zidul ăsta, s-au deplasat furiși. Nu mai existau niște garduri mai de mult aici, dar s-a construit zidul ăsta și au fost rupte toate. Oricum, n-ar fi fost o piedică prea mare pentru ei. Bine. Direct în noi, la cărora de la unitate. Nu făcea atunci poate.
Bine că ați venit mai mult între ei, foarte bine. Nu știu cum să dau de restaurant. Am răspuns eu și băiatul, fratele Mirestin, striga la telefon, veniți urgent acasă, că au fost spartă casa și au furat banii. Bineînțeles, l-am anunțat repede pe Mire, pe soțul meu, am venit toți fugind pe stradă cu părinții Miresei și noi doi. Am ajuns acasă și cu stupoare am văzut că într-adevăr s-a intrat. Cum era totul? Cum era înăuntru? Era totul răvășit. Și la noi, în dormitorul din spate, era răvășit. S-a intrat și aici în bucătărie jos, avem o mobilă, sertarul a fost tras, dar nu era nimic în sertar, normal că n-am pus banii la noi jos. La noi în spate erau toate răvășite, saltelele ridicate. Din dulapuri. Mai puțin au tras de la noi, la noi erau așa rânduite hainele în dulap și probabil au zis că acolo nu pot să ascundem. De jos au tras așa ce era sub umerașe, din dulapul soțului, într-adevăr, au tras ceva jos și au deschis o cutie, era o cutie acolo și a rămas cutia întredeschisă. Iar în partea mea, în dulap, n-au mai ajuns să caute, probabil a fost strigat de celălalt, că bănuiesc că au fost cel puțin doi. A fost strigat din partea din fața casei că la mine n-au mai căutat, că îmi luau știi acolo bani, aveam bani. Am arătat și la poliție, într-adevăr, toți banii care am avut erau la locul lor. Doar darul cinstea de la mine. Da, deci aia erau banii noștri personal, ce mai aveam cu ce am rămas noi după ce am avut cheltuielile de la nuntă. Iar în față la copii, în baie era coșul de haine răsturnat, hainele erau pe jos, în sufragerie erau trase hainele de pe colțar să caute sub ele să nu fie, cumva banii acolo. Mi-au forțat o casetă de tacâmuri, o geantă de diploma cu tacâmuri, au crezut că poate sunt banii acolo în caseta aia, dar erau deci tacâmuri. Deci credeți că au venit țintiți pentru acești bani? Eu zic că da. Eu zic că da, eu cred că am fost urmăriți încă de sâmbătă. Sau de vineri. A știu că e nuntă mare, au fost oameni, niște oameni la nuntă extraordinar de darnici, au fost, chiar le mulțumim tuturor pe calea asta, deci a fost o nuntă extraordinară, totul a fost perfect, copiii au venit foarte fericiți de la nuntă a doua zi la mea și a fost șocul ăsta seara, din care foarte greu să ne devenim. Ne spuneți cum vă numiți? Țâr Cornelia, mama Mirelu. Da. E ușa destul de groasă, eu am încuiat-o, cât o mers, de 2-3 ori de cât merge ușa asta, nu știu de cât o să încuie. Am încuiat-o peste tot. Au pătruns aici sus și restul ușilor, dacă nu mi se vă arăt. Am luat amprente și de pe uși, de pe tot. Bine, nu l-am stăt cu casa toată deschisă, așa că nu mai pot să stai să vezi toată ziua. Pe soția să pună la loc. Într-o cu mâna aia, la altă ne puteți arăta acolo. Da, crăpătura aia. Mulții mi-au luat poate banii ăștia, dar ce nu o să poată să-mi ia niciodată, nu o să-mi ia niciodată, că am avut cea mai frumoasă nuntă, cea mai frumoasă familie, cei mai buni prieteni și, nu în ultimul rând, cea mai frumoasă mireasă și soția care mi-a dorit-o și o voi iubi câte zile voi avea. Și cât mă ții mâinile să dau banii, să sperăm că îi facem la loc. Hai să vă dau și niște prăjituri și ceva.